PNL a atacat la Curtea Constituțională legea aprobată recent de Parlament, care permite executarea unor pedepse cu închisoarea la domiciliu. Din păcate a fost transformată de coaliția majoritară într-o lege de scoatere din închisoare a celor condamnați pentru infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție. Legea prevede că detenția la domiciliu se va aplica persoanelor condamnate la închisoare de până la un an, cu excepția celora condamnate pentru fapte comise cu violență. Facilitatea se aplică și persoanelor condamnate care mai au de executat 18 luni până la împlinirea fracției minime obligatorii pentru eliberarea condiționată din pedeapsa inițială a închisorii mai mare de un an. Reprezentanții opoziției au cerut respingerea proiectului încă de la dezbateri, când au spus că prevederile acestuia au fost declarate neconstituționale în totalitate de către CCR, însă propunerea nu a fost acceptată de majoritatea PSD-ALDE. Ca urmare, PNL și USR au anunțat că vor sesiza din nou Curtea Constituțională în acest caz.